În weekendul trecut, la Bosanci, o mașină a spulberat pur și simplu o căruță nesemnalizată după ce autoturismul a intrat într-o depășire. În urma impactului puternic, atelajul Hippo a fost rupt în bucăți, iar calul a murit. Doi bărbați care se aflau în căruța cu pricina au ajuns la Spitalul Județean Suceava în stare gravă, în timp ce ocupanții mașinii, trei tineri, din care o femeie, au scăpat fără leziuni. Ați multe căruțe pe drumul ăsta, de obicei? Căruțe. Multe căruțe pe aici? Astea care circulă de obicei sunt semnalizate? Nu prea semnalizate. Nu numai aici, pe alte rute. Am văzut decât o căruță și doi oameni jos. Am înțeles. M-a spulberat pe amândoi, nu? Să înțeleg. Da, eu când am văzut, oamenii erau jos și calul și tot. Dar băiatul a încercat să depășească sau ce s-ar fi întâmplat? Da, de ce eu încercat să depășească cineva în maravale, m-a depășit pe mine, două mașini. Și prima mașină a lovit căruța. Undeva la 200, mai rău. Dar avea o viteză mare? Avea viteză mare? Da, nu pot spun cât de mare viteză avea, că... Era de depășire. Cum mărești viteză? Căruța era semnalizată? Nu, absolut nimic nu avea. Era invizibilă, practic, pentru șofer. Da, nu avea cum să o vadă. În zona asta, de obicei, se circulă cu căruțe. Se mai circulă. Tot... Și accidentul mai fost aici, da? E periculoasă zona, nu? Foarte periculoasă. Salut, când au văzut spaima aia, au sărit pe sus. Trebuie să o... Vreau să pun noi stăcutul. Cei doi răniți au fost transportați la Spitalul Județean Suceava cu multiple contuzii, traumatisme, iar unul dintre ei avea și fracturi. Căruța era nesemnalizată, iar ocupanții ei nu purtau veste reflectorizante, așa că șoferul mașinii nu a putut să observe vehiculul care venea de pe contrasens. La unitatea de primire a urgențelor au ajuns doi pacienți în accidentul rutier, unul dintre ei în stare mai gravă, un politraumatism, fractură deschisă femur stâng, fractură deschisă ambe oase gambă stângă, a rămas internat pe secția de ortopedie. Și mașina care a intrat în căruța cu pricina a fost avariată. Polițiștii fac acum cercetări pentru a stabili circumstanțele în care s-a petrecut accidentul și cine se face vinovat. Atât șoferul mașinii, cât și căruțașul au fost verificați cu etilotestul, rezultatele fiind negative.